Anisia, uite sus acolo, Ataturk. Ca în cartea ta, da. Hai să vedem ce-i jos. Bună dimineața! Astăzi nu mai gătesc eu micul dejun. Exact acum am intrat și eu, dar se pare că cei de aici pregătesc mai multe decât mine. Nu-i corect! Ce-ți dorește, Anisico? Bună dimineața! Mai bun ca la mami acasă micul dejun aici, nu? Mi-am ales eu nu știu ce este. Aici este iaurtul lor care mi-e place foarte mult și cu o prăjiturică de-a lor. Am pus deja apa cu lămâie. Ce este asta, Anisia? Dar mie nu-mi place. Ai gustat-o? O să vedem. Niște brânză spiralată. Halvaua urmează. Hai să gustăm. Deci începem cu pâinica asta, care teoretic e o pâinică. Hai să vedem ce conține. Care nu e. Ai gustat-o? E foarte bun. O pâine care are ceva, o crustă. Nu știu de ce, dar e bună. Îmi place asta. Carnițe, evident. Aici mai multe feluri de brânză. Și brânza spiralată. Bună și ea. Testăm cărnița de la tine. Cred că este cașcaval panel. Dar nu e cașcaval panel. Amare este. Dar tu e bună? Ciocolată caldă bună, cred și eu. Dar ar. Bună dimineața, am ajuns în sala de concurs după acest mic dejun bun. Anisia este la coafor. Imediat vă arăt. Aici sunt diferite ținute frumoase. Nu este sala de concurs, suntem în backstage cumva. Am venit cu un taxi, de-abia ne-am înțeles, nu înțelegeam, a luat alt traseu decât mă așteptam. Aici foarte puțin vorbesc engleză. Da, cu atât mai puțin taximetriști. Haideți să vă arăt niște ținute frumoase. Ești bine, prințesă frumusețe? Da. Îți tragi de ochi? Te faci chinezaică? Chinezaica blondă? Dar s-a terminat? Nu. Păi, nu poți să te uiți în spate, dar încă nu. Părea gata de când am venit, dar mai sunt detalii. Ți-e supărat? Nu-i supărat.
cumpărat. Și îți place în Ankara? Până la concurs mergem să vizităm ceva? Da. Ce? Acvariu. Vrei acvariu? Se spune că e departe. Un muzeu, ceva, o moschee. Vrei? Nu? Doar acvariu? Aici se numește Anit Kabir și avem și o vedere panoramică. Aici ai fax ca unul. E o mașină făcută într-un totul manual. Cred că lui Efrem i-ar plăcea. Nu știu dacă este și funcțională. Șasea la să vrei. Auzi. Ce se aude? Our great nation and I are sure that you are always prepared to carry out your duty of defending the honor of our country and our civilization against any danger from inside or outside. The President, Mustafa Kemal Atatürk. I know! The man inside the box, this one? No, no, not allowed there, lady, not allowed.
spațiul ei. Bun! Hai să te gândești, pe ce te-l mai gândești.